Cuvântul Domnului pe care îl voi citi de data aceasta este în Evanghelia după Matei, capitolul 2. Citeți versetul 1 și 2 și apoi 9 și 10. Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetele 1 și 2 și apoi 9 și 10. Să ascultăm cuvântul Domnului. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut-i steaua, n-au mai putut de bucurie. Amin. Este frumos cuvântul acesta care vorbește despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În același timp, este un cuvânt simplu. S-ar părea că nu spune multe lucruri, nu dezvăluie multe taine, dar e cuvântul Domnului și fiind cuvântul Lui, este un cuvânt adânc, este un cuvânt înțelept. Am auzit multe lucruri spuse despre Mântuitorul Iisus Hristos, despre nașterea Lui. Este evenimentul pe care lumea îl recunoaște, chiar dacă nu acceptă. În orice revistă citești, orice ziar cumperi, în orice calendar te uiți, în lumea civilizată, zilele se numără înainte de Hristos și după Hristos. Astăzi suntem în 14 decembrie 2008, după nașterea lui Iisus Hristos. Chiar și comuniștii, în toată întunecimea lor, chiar și lumea musulmană, în fanaticismul ei, în special ramura acea fascistă, nazistă, musulmană, na? În business, în relațiile internaționale, nu folosesc calendarul lui Mahomed, folosesc calendarul lui Hristos. Este nașterea care a marcat lumea, a marcat cosmosul și este singura naștere care va marca eternitatea. La nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, cerul a fost pus în mișcare. O stea specială a apărut. La nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, o știrea cerului a fost pusă în mișcare. Îngeri au venit să vestească evenimentul și să cânte despre acest eveniment, să-L cânte pe Iisus. La nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, pământul s-a pus în mișcare. Oameni simpli, ca păstorii din Betleem, oameni înțelepți, ca magii din răsărit, oameni de stat, cum a fost Irod, oameni religioși, cum au fost liderii religioși ai lui Israel din vremea aceea. Și astăzi, lumea este mișcată și marcată de acest eveniment care este nașterea Domnului Iisus Hristos. A fost opoziție la nașterea Lui. Este opoziție și astăzi. Nu trebuie să mergem mai departe decât dacă v-ați uitat la știri în statul Washington, aici, în vecinătatea noastră, guvernatorul statului Washington a permis să pună la Capitol Hill o scenă cu nașterea Mântuitorului, dar în același timp, ca să aibă puncte politice, a îngăduit unui ateu
să pună un anunț și el, că religia este o prostie pentru oameni. Este uimitor cum lume pentru câștig de nimic se coboară și se degradează moral, se degradează social, se micește intelectual. În pasajul de astăzi, din care îi voi rosti un mesaj pe care l-am intitulat Steaua și magi. Steaua și magi. În pasajul de astăzi vom privi să vedem ce poate să spună o stea. Cine ar putea să fie o stea? Ce poate să spună magii? Ce pot să spună magii? Cine ar putea să fie ca magii în aceste zile? Și apoi, ce putem noi să spunem? Deci, trei adevăruri fundamentale pe care le vom analiza împreună în cuvântul Domnului în preajma acestei sărbători glorioase. În primul rând, istoria acestei stele, sau mărturia ei mai degrabă. S-a spus și mereu se spune la sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos că sunt multe păreri și multe teorii cu privire la această stea. Sunt autorități în astronomie, în fizică, în religie, care spun că o cometă s-ar fi mișcat în vremea aceea, o perioadă mai lungă de timp, și această cometă ar fi fost steaua care a călăuzit pe magi să ajungă la Ierusalim. Eu personal mă îndoiesc de lucrul acesta. Apoi, în lumea modernă, secolul XVI-lea, savantul în matematică, Johann Kepler, a ajuns la concluzia prin calcule matematice și fizice că în perioada nașterii Mântuitorului Iisus Hristos a fost posibil, așa cum ați citit probabil deseori, o aliniere a cel puțin 5 planete care a durat câteva luni de zile și care aliniere din diferite unghiuri ale Pământului s-a văzut mai mult sau mai puțin, mai de lungă durată, mai de scurtă durată. Și lucrul, fenomenul acesta se întâmplă mereu și mereu. Mă îndoiesc și de lucrul acesta. Steaua care s-a arătat la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru mine este o stea inteligentă. Pentru că este o stea care se ascunde, este o stea care se arată. Este o stea care călăuzește și este o stea care se oprește exact deasupra locului unde s-a născut Iisus Hristos. Nici o stea din constelațiile cerului nu poate să facă lucrul acesta. Nu poate. Pentru că știți bine, și am mai spus aici, dacă te uiți la steaua nordului, o vezi deasupra capului tău, dar tot așa o văd și australienii. Și atunci, cum au știut magică, acolo e locul unde s-a născut Iisus, nu? Pentru că ce-au văzut, dacă ar fi fost o stea oarecare, ce-au văzut în Betleem, în Israel, în Iudeea, se vedea și în Dacia. De ce nu s-au dus în Dacia? În cuvântul Domnului, în Psalmul 50, spune așa, Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc. Întotdeauna când Dumnezeu se arată, frașesorul, doamnelor și domnilor, El se arată cu foc, cu glorie, cu strălucire. Este ceea ce evreii numesc Shechina, manifestarea gloriei Lui Dumnezeu. Eu cred, este convingerea mea, noastră puteți să credeți altceva, dar eu vă spun ce cred eu. Eu cred că steaua aceasta despre care vorbește Sfânta Scriptură n-a fost altceva decât Shechina, manifestarea gloriei, o strălucire imensă, puternică, care îl însuțește numai pe Dumnezeu și care merge înaintea Lui.
o însoțire specială de care are parte numai Dumnezeu. Și cred că Iisus Hristos, acest baby născut în ieslea Betleemului, fiind Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, cum spune pe dreptate crezul creștin de la Nicea, 325, steaua aceasta a fost Shekina, gloria, strălucirea, care merge și îl însoțește întotdeauna pe Dumnezeu. De aceea a putut să se arate aici, a putut să se arate acolo și s-a oprit exact deasupra locului unde Iisus Hristos s-a născut. Dar ce mărturisește steaua aceasta? Sunt trei lucruri pe care această stea le spune, trei lucruri pe care dacă tu și cu mine le vom nota, poate ne schimbăm viața, ne schimbăm părerea despre Dumnezeu, ne schimbăm slujirea înaintea lui Dumnezeu. Primul adevăr pe care mie această stea mi-l spune este acesta, frașesorul, doamnelor și domnilor. Că nu mai este, și țineți minte că în istorie, de la profetul Maleahi, trecuse 400 de ani până când a venit Iisus Hristos, când nu mai este cine să vorbească pentru Dumnezeu, Dumnezeu găsește o stea să vorbească pentru El. Când nu este cine să vorbească pentru Dumnezeu, Dumnezeu găsește un cocoș să vorbească pentru El. Când nu este cine să vorbească pentru Dumnezeu, Dumnezeu găsește un măgar și vorbește prin El. Când nu este cine să vorbească pentru Dumnezeu, Dumnezeu găsește o piatră, ca pe vremea lui Iosua, când au pus pietrele în Iordan și au spus, ce însemnează pietrele acestea? Ele spun că Dumnezeul nostru ne-a scos cu mână tare din Egipt și a făcut înaintea noastră minuni cum n-a făcut înaintea niciunui popor. Este mărturia stelei. Când Domnul nu are oameni, nu mai are proroci prin cine să vorbească, atunci vorbește printr-o stea. De aceea provocarea pe care o am este următoarea. Vrei tu să fii starul acela prin care să vorbească Domnul? Star de fotbal, star de Hollywood. De cele mai multe ori niște imorali și niște desfrânați, după care fuge lumea să le ia autografe și care trebuie să internați mereu și mereu și iarăși mereu la centri de dezalcoolizare și dezintoxicare. Astea sunt staruri. N-ai vrea tu să fii starul acela, steaua aceea, plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care să mărturisești despre Hristos? Cu viața ta, cu trăirea ta, cu umblarea ta? Toată lumea visează să fie un star. Fii un star din acesta. Fii o stea din aceasta. Dumnezeu caută pe cineva prin care să vorbească despre gloria Lui, despre nașterea Lui, despre minunile Lui, despre mântuirea Lui, despre puterea Lui, despre înțelepciunea Lui, despre cuvântul Lui. Al doilea adevăr pe care îl înțeleg eu, despre această stea, mărturia ei este aceasta, ea vorbește numai despre Isus. Ea vorbește numai despre Isus. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Magii n-au căutat starul, steaua. Pe cine au căutat? Pe Iisus. Pe Iisus. Lumea se uită la tine și se uită la mine. Dacă sunt un star, sau dacă ești un star, dacă lumea va zice tot timpul ce predicator bun este fratele Gog, am predicat degeaba toată viața. Am predicat degeaba toată viața. Vă spun cu durere lucrul acesta. Dacă lumea va spune despre tine sau despre biserica aceasta, ce biserică grozavă este biserica Emanuel, ce cântăresc grozav, ce predicator grozav, cât de mare este Billy Graham. Nu s-a mai ridicat un evanghelist ca el. A predicat degeaba Billy Graham. Orice star, în final, trebuie să vorbească despre un singur subiect. Iisus Hristos. Iisus Hristos. Unde e împăratul? Pentru că starul lui, steaua lui m-a dus la el. Ne-a îndreptat privirile înspre el.
Steaua aceasta a strălucit, dar n-a strălucit pentru ea. Steaua aceasta a strălucit pentru Iisus Hristos. Și tu și cu mine, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă strălucim în ceva, în slujirea noastră, dacă strălucim în ceva, nu strălucim pentru noi. Strălucim pentru Iisus. Strălucești tu pentru Iisus? Sau ești în competiția aceea puierilă, copilărească? Să nu fie nimeni ca mine. Să nu fie nimeni ca mine. Să nu mă concureze nimeni. Să nu mă depășească nimeni. Ești o stea cu lumină neagră. Fii star al lui Iisus Hristos. Fii stea al lui Iisus Hristos. A treia dimensiune, pe lângă prima, că nu este cine prin cine să vorbească Dumnezeu, găsește o stea. Găsește pe cei mai neînsemnați. Te-a găsit pe tine, m-a găsit pe mine. Apoi când ne-a găsit o stea, steaua aceea nu vorbește altceva decât despre Iisus. Și apoi cel de-al treilea adevăr este că această stea a lui Iisus Hristos nu conduce în altă parte, pe nimeni, pe oricine îl conduce la Iisus. Unde i-a condus pe magii aceștia? Unde i-a condus? La Iisus Hristos. Pentru că, observați dumneavoastră, când au ajuns, uitați-vă din nou cu mine în Matei. Puneți din nou, vă rog, pe ecran ca să vadă toată biserica și cei de la internet, versetele 9 și 10. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuse în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit de s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Dar după ce au intrat înăuntru, n-au mai văzut steaua. N-au mai văzut steaua. Și nici după ce au ieșit de acolo. Pentru că nici nu mai știu unde să se ducă. Starul, steaua lui Iisus Hristos conduce oameni la Hristos. Conduce oameni la Iisus, conduce oameni la mântuire. Și după ce l-ai condus la mântuire, tu te faci nevăzut. Eu mă fac nevăzut. Când Petru, Ioan și Iacob au fost cu Iisus Hristos pe ceea ce noi numim muntele schimbării la față, aduceți-vă aminte de scena care se întâmplă acolo și semnificația teologică sau biblică sau adevărată, practică, pe care trebuie să o vadă și pe care poate puțin o remarcă. Copleșiți de gloria care a fost acolo, șechina s-a arătat, strălucirea lui Dumnezeu acolo. Copleșiți de faptul, Petru, Ioan și Iacob, că s-a arătat Moise, s-a arătat Ilie. Au zis, învățătorule, uite ce idee ne-a trecut nouă prin cap. Facem trei colibe aici pe munte. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Credeți că s-a bucurat Iisus de lucrul acesta? Nu. Tatăl Ceresc a trimis cealaltă manifestare a gloriei Lui, că nu se arată focul, se arată norul lui Dumnezeu. Deci trebuie să știți, Dumnezeu își arată gloria fie printr-un foc strălucitor care merge înainte Lui, fie printr-un nor strălucitor. Atunci Tatăl Ceresc a ales să-și arate norul. Cu norul Lui a acoperit pe Moise și pe Ilie și spune, și când s-a uitat Petru, Ioan și Iacob, au văzut, ce au văzut? Numai pe Iisus. Pentru că nimeni nu trebuie să ia gloria lui Iisus Hristos. Dacă tu ai fost starul, dacă tu ai fost steaua, dacă tu ai fost instrumentul prin care cineva a venit la Domnul Iisus Hristos, după aceea tu trebuie să te dai înapoi. Tu trebuie să te micșorezi pentru ca Iisus Hristos să se înalțe în viața, în ochi, în mintea și în priceperea persoanei pe care a dus-o la Iisus Hristos. Steaua a dispărut, magii n-au mai văzut steaua, l-au văzut pe Iisus Hristos și s-au bucurat. Mă rog Domnului, ca și tu, ca și eu, să fim o stea cu astfel de mărturie, un star cu astfel de mărturie. Și încă o dată, pentru că foarte mulți visează să fie staruri, rogă-te să fii star de felul acesta. Star de felul acesta. În al doilea rând,
Haideți să vedem mărturia magilor. Au venit din răsărit. De obicei, când Biblia folosește răsărit și fii răsăritului, vorbește despre doar două locuri. Arabia și Babilonia. Aceste două locuri sunt în Biblie marcate cu fii răsăritului și ținuturile răsăritului. Cred că Babilonia este locul de unde magii aceștia au venit. Și convingerea mea, cum poate v-am spus și cu altă ocazie, este următoarea. Faptul că evreii au fost luați în robia babiloniană și faptul că Nebucadnețar este pentru prima dată când un împărat dă dovadă de inteligență, pentru că cei mai mulți dau dovadă de idioțenie, este un om care s-a înconjurat de oameni înțelepți, de oameni culți. De obicei, despoții se înconjoară de nepricepuți, cum era Ceaușescu. L-a pus pe Postelnicul să fie ministrul securității statului, un om care avea 4 clase. Sigur că unul de asta îl ascultă. Ca să nu poată să vorbească, să nu se poată să antreneze în dialog, nu cumva să iasă cineva din vorbă. Dar Nebucadnețar a zis, unde sunt cei mai înțelepți tineri din Israel? Unde sunt cei mai înțelepți tineri din toate ținuturile pe care le-am cucerit? Hai să facem aici o universitate și să se studieze în universitatea aceasta religie, să se studieze filozofie, să se studieze matematică, să se studieze fizică, să se studieze astronomie. Și căpetenia lor cine a fost pus? Daniel. El este decanul facultății. Și pentru că Nebucadnețar a ajuns la concluzia că Daniel are în el pe Duhul Dumnezeului cel adevărat, a zis, Daniel, ocupă-te tu, ghicitorii mei sunt niște deputincioși. Și sunt sigur, când a primit această autoritate, Daniel a făcut școală cu ei. Ecclesia Bible Institute. Școală cu ei. Și Daniel a spus, degeaba vă tot uitați voi la zodiac și tot citiți și tot dați în bobi că veți ghici ce se întâmplă în leu și în scorpio, ia mai uitați lucrurile acestea pentru că sunt demonice. Am să vă spun eu, într-o zi veți vedea o stea despre care un profet din răsărit, din neamul vostru, Balaam, a zis, îl văd, dar nu acum. Îl văd, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob și un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Când steaua aceasta se va arăta și trebuie să se arate foarte curând, le-a spus Daniel. Notați în cărțile voastre, va fi o stea cum n-a fost niciodată, o stea inteligentă, care știe să umble. Atunci s-a născut împăratul iudeilor. Și studenții lui Daniel l-au pus la inimă și școala lui a continuat sute de ani după aceea. Și de aceea când steaua aceasta a apărut, ei au știut, bătrânul Daniel ne-a lăsat scris în cărți să ne uităm după stea. Și de aceea n-au mers dând în bobi ca cei ce citesc zodiacul și să grăbesc să deschidă ziarul să citească minciuni. Și a zis, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Dar de unde știți? I-am văzut steaua. Noi știm că s-a născut. Pentru că știm și cum arată steaua. Știm și ce fel de stea este. Sunt înțelepți care studiază, au întreită mărturie. Prima, magii aceștia, de la terminologia greacă magoi, care însemnează înțelepți, deci nu magicieni, nu-i Houdini și Iosefini. Înțelepți aceștia au dat dovadă de cel puțin trei aspecte practice în viața lor. Prima, au folosit practic învățătura stelei. Îmi place inteligența lor și îmi place înțelepciunea lor. Știți de ce?
Pentru că, haideți să o luăm practic la noi în biserică, sau în bisericile noastre, ca să nu mă înțeleagă cineva greșit. Unii folosesc greșelile noastre. Alții se folosesc de neatențiile noastre. Alții se folosesc de ignoranța noastră. Ei, magii aceștia, înțelepții aceștia au folosit învățătura stelei. Învățătura stelei. Lucrul de căpetenie este să știi să fii selectiv, să folosești practic. Nu să te hrănești cu gunoaie. Nu să strângi gunoaie despre cineva și de la cineva. Ci să strângi învățătura aceea care te ridică, care te înalță, care te face om. Care te face copil al lui Dumnezeu. Ei au folosit practic învățătura stelei. Steaua le-a dat un drum, steaua s-a oprit deasupra unei case, steaua i-a îndrumat, steaua le-a revelat și s-au dus după această revelație, după drumul pe care steaua le l-a indicat. Al doilea aspect, în mărturia acestor înțelepți, acestor magi, nu numai folosirea practică a învățăturii ei, este perseverență în căutarea lor. Perseverență în căutarea lor. Dacă au venit din Babilon, din Babilon până în Ierusalim, să știți că sunt aproximativ 700 de mile. Este un pic de mers, nu? Până la Sacramento, e mai mult. Până la Sacramento 430, frate Arpi. Mi-a să-ți bați cu căruța, probabil. Da. 700 de mile. Cu cămile, cu cară. Sigur că aveau soldați pe lângă ei, că trebuiau protejați de atacul banditesc, de pirații, care erau și în vremea aceea, cum sunt și în vremea noastră, nu prin Somalia, prin părțile acestea ale lumii, în zilele noastre. Dar ei au perseverat. Drumul nu i-a descurajat. Sacrificiul nu i-a descurajat. Opoziția și viclenia lui Irod nu i-a descurajat. Ignoranța liderilor religioși, observați ce ignoranță. Irod a chemat pe mai mare inorodului și a zis: ia spuneți-mi voi că vă citiți toată ziua Biblia, trebuie să se nască Mesia împăratul. Da, împărate, trebuie să se nască. Unde? În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei. Știau unde trebuie, dar erau ignoranți, n-au vrut să meargă să caute. Nu i-a descurajat ignoranța lor. Nu i-a descurajat faptul că pentru o vreme steaua s-a ascuns. Nu. Au știut că ceea ce au citit din Balaam, ceea ce le-a vorbit Daniel și în calculele pe care le-au făcut, ei trebuie să descopere adevărul. Trebuie să descopere adevărul. N-au vrut să aibă alt scop, au fost perseverență în căutarea lor. Și perseverența, stăruința în căutare, te duce la obținerea binecuvântării pe care o cauți. Foarte mulți pierd binecuvântarea pentru că la prima sau la a doua încercare dau înapoi, se descurajează. Apoi există un al treilea aspect, o a treia mărturie, și anume faptul că ei au intrat în casă. Uitați-vă în versetul 11. Au intrat în casă. Înțeleptul intră în casă. Înțeleptul intră în biserică. Înțeleptul intră în poporul Domnului. Înțeleptul nu spune: eu nu-mi las religia. Înțeleptul nu-mi spune: eu nu-mi las credința strămoșească. La ce te ajută? Să blaste mai departe? Să minți mai departe? Să înșel mai departe? Să desfrânezi mai departe? Nu de aceea ai nevoie, ci ai nevoie de credința care vine de la Cel la care te conduce steaua. Ai nevoie de credința care vine din Iisus Hristos. Pentru că în Sfânta Scriptură, în cartea aceasta, este scris că oamenilor le-a fost dat sub soare o credință, unică, singură, dată oamenilor odată pentru totdeauna. Și această credință unică este aceasta, dragul meu, de sub puterea păcatului și de sub puterea morții, de sub puterea judecății și mâniei lui Dumnezeu, de sub puterea blestemului etern trăind în păcat. Nu te scapă nimeni, nici credință strămoșească, nici rude, nici preoți, nici păstori, nici biserici evanghelice. Singurul care te scapă este Iisus Hristos prin jertfa Lui din Golgota. Aici trebuie să ajungi, la această credință.
Dar ca să ajungi la el, trebuie să intri în casă. A venit la Iisus Hristos un om înțelept, un doctor în lege. Și a zis, învățăturile, ce să fac să moștenez viața eternă? A venit și să-l ispitească. Dar Iisus i-a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și doctorul i-a zis, ai răspuns foarte bine, învățătorule. Și Iisus a uitat și a spus, și eu spun ceva. Băiete, tu nu ești departe de împărăția Domnului, dar în ea nu ești. Poți să fii aproape. Nu te ajută la nimic. Poți să fii vecin cu cel mai mare om din lume. Tu tot calic ești. Nu? Nu te poți lăuda că ești vecin cu cineva. Intră în familie. Și atunci poți să spui, păi am intrat în familie. Intră în casă. Ei au intrat în casă. Și în final, în al treilea rând, este o întrebare. Știi în care e mărturia stelei? Știi în care este mărturia magilor? Care va fi mărturia ta acum? Care va fi mărturia ta? Este măcar o licărire de lumină în tine? Dacă este, aș vrea să te încurajez cu cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, Matei 12 cu 20. Mucul care mai fumegă încă, Iisus Hristos nu-l stinge. Nu-l stinge. Ce vei face tu? Pune-ți câteva întrebări. Este ceva mai bun în viață decât a-l urma pe Iisus? Nu cred. Poți să ai toată lumea. Dacă îți pierzi sufletul, n-ai nimic. A doua întrebare. Vezi tu sau eu, vedem noi în Iisus mai mult decât văd alții? Încă o dată. Vezi tu în Iisus mai mult decât văd alții? Uitați-vă la Irod. Irod a zis, unde este pruncul să mă închin și eu lui? Tâlhărește. Tâlhărește. Fățarnic. El a văzut în Iisus numai un prunc. Poate că citind evangheliile acestea murdare care au apărut în ultima vreme și pe care părinții bisericești le-au alungat, Evanghelia lui Iuda, Evanghelia Mariei Magdalena, Evanghelia lui Petru, Evanghelia lui Toma, Evanghelia din Egipt, cărți scrise demonic împotriva Bisericii lui Hristos, vei zice, Iisus a fost inteligent, a putut să se descotorosească de restul, dragul meu. Vezi tu în Iisus mai mult decât văd ceilalți? Este El un împărat pentru tine? Este El mântuitorul tău? Este El Domnul tău, Dumnezeul tău? Ce fel de ochi ai? Ai ochi bun să-L vezi bine? Ai o minte curată să-L înțelegi bine? Ai o inimă bună să-L primești în ea? Și apoi, puneți această întrebare. Ce voi aduce eu lui Dumnezeu dacă recunosc în El, în Iisus Hristos, că este Domnul, Mântuitorul? Ce îi voi aduce eu? Magii s-au adus pe ei. Au adus bunurile lor cele mai mari, cele mai scumpe. Magii au adus timpul lor, pentru că să călătorești 700 de mile, dus întors, fără avion, numai cu Camila, nu cred că... Cred că este timp, nu? Magii au dat puterea lor fizică lui Hristos. Magii au dat capabilitatea lor intelectuală lui Iisus Hristos. Magii și-au dat inima pentru că ei s-au închinat, i-au dat-o lui Iisus Hristos. Magii au dat averea lor lui Iisus Hristos. Ce-i vei aduce tu la aceste sărbători? Ce-i vei spune lui Iisus la aceste sărbători? Ce vei vedea în El? Vrei să fii starul Lui? Trebuie să strălucești numai pentru El. Trebuie să conduci pe alții la El. Și apoi când ai făcut lucrul acesta,
tu trebuie să stai în umbră. Așa cum zicea Ioan Botezătorul, eu trebuie să mă micșorez, ca el să crească. Mă rog Domnului să crească Iisus în viața ta, să crească Iisus în casele noastre, să fim, dacă tot dorim și visăm să fim staruri, să fim un star al lui Iisus Hristos, o stea a Lui, care strălucește pentru Domnul ei și care nu face altceva decât să conducă pe alții la Domnul ei. Amin.